La haosul urbanistic din capitală contribuie și felul în care arată chioșcurile și tarabele micilor comercianți din București, acuză reprezentanții Ordinului Arhitecților. Aceștia cer modernizarea lor, iar un pas a fost făcut în sectorul 6. Primăria a prezentat conceptul gheretelor moderne care pot fi folosite pentru vânzarea florilor și a ziarelor. Da, păi absolut, absolut. Gheorghe Ștefan vinde flori de 20 de ani în București. Chioșcul pe care îl ocupă, o construcție veche din termopan, l-a costat 2000 de lei. Toate sunt îngrămădite, nici n-avem, păi de-aia avem și pe afară, pe laterală, mai scoasă. Astfel de gherete sunt autorizate de fiecare primărie de sector în parte. Cele mai multe sunt niște cutii din termopan cu aer condiționat sau chiar antene parabolice. Iar imaginea lor, departe de ce vedem în vestul Europei, nu avantajează capitala, spun arhitecții. Sunt dezagreabile, nu sunt niște elemente definitorii pentru o capitală europeană la început de secolul 21. Primăria sectorului 6 încearcă să rezolve problema gheretelor moștenite din anii 90. Responsabilii, împreună cu reprezentanții Ordinului Arhitecților, au lansat un concurs pentru a identifica un chioșc modern care să poată înlocui actualele tonete. Iar juriul a prezentat modelul pe care îl vom vedea pe străzile din sector din septembrie anul viitor. Este din sticlă pentru că pe aceasta se aplică mai greu grafitiul, spun inițiatorii. Va avea spațiu sanitar și aer condiționat și este lat de 1,5 metri ca să nu ocupe prea mult din trotuar. Aceste chioșcuri ar putea costa 14.000 de euro, iar micii comercianți vor fi obligați să le cumpere. Le vor putea achita în rate. O să vedeți, o să ne supunem la toate standardele internaționale cu chioșcurile care au venit. Nu o să cumpere nimeni pentru că nu avem nicio garanție că vom mai rămâne să mai vindem. Bașca că au scăzut vânzările, toată lumea merge în mall. În sectorul 6 al capitalei sunt 160 de chioșcuri. Nu toate sunt legale. Jumătate dintre ele nu plătesc o taxă de funcționare, iar primăria a anunțat deja că urmează să demoleze 50 de gherete. Modelul ar trebui copiat și de alte sectoare. Asta ar trebui să fie preocuparea primarului general, împreună cu primarii de sector. Dar dacă nu există leadership și dacă nimeni nu se ocupă, eu nu pot să nu mă ocup. Un regulament care ar stabili cum să arate toate gheretele din capitală ar urma să fie discutat în Consiliul General anul viitor. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.